Bună, dragilor, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. După cum vedeți, am aici o grămadă de rujuri împrăștiate pe dulap, la mine aici, la colțișorul de make-up. Rujurile pe care eu le-am scos din colecția mea de make-up. Am rămas doar cu ce este acolo și ce am în sertarele două de sus, de acolo din dreapta. Atât. Primul de aici, de sus, este cu lucruri de buze și doar cu lucruri de buze, iar al doilea este cu rujuri lichide pe care le mai am și câteva rujuri normale, adică rujuri baton. M-am gândit să vă arăt ce am scos din colecția mea de make-up și de ce le-am scos din colecția mea de make-up, pentru că multe persoane mi-au cerut asta pe Instagram, așa că dacă vreți să vedeți ce rujuri, de la ce firme, ce nuanțe și de ce au părăsit colecția mea de make-up, urmăriți clipulețul în continuare. În primul rând, avem aici rujurile de la Tarte. Sunt din gama ceva Color Splash, nu știu exact cum se numesc. Le-am de un an și ceva și nu le-am scos din colecția mea de make-up pentru că ar fi vechi, ci pentru că nu folosesc aceste nuanțe. Deci pur și simplu rujurile astea au stat la mine acolo în suportul pentru rujuri degeaba. Niciodată nu mă duceam să iau rujul să le folosesc. Am folosit doar unul din ele mai la început și este cam terminat și acela este nuanța Beach Babe, acesta de aici. Sunt rujuri în nuanțe nude toate, cam atât mai am din Beach Babe. Este o nuanță movalie și am făcut swatch la ele, comparându-le cu alte nuanțe de rujuri din colecția mea de make-up și am ajuns la concluzia că am încă o nuanță sau două similare cu aceasta, dacă nu aproape identice, și de asta o dau. Deci asta e nuanța Beach Babe de la Tarte. Sunt rujuri foarte pigmentate, sunt cremoase, sunt rezistente, însă eu sincer nu știu de ce nu le-am folosit și am decis că este vremea să le scot din colecția mea de make-up pentru că nu mai țin ce nu folosesc. Trebuie să am rujuri acolo care într-adevăr mă duc și pun mâna pe ele și mă dau. Nu în fiecare zi, dar la câteva zile, cel puțin, sau o dată pe săptămână sau pe lună măcar, dar astea nu fac parte din categoria aia. Aici mai avem Rum Punch, este o nuanță tot nude, dar mai închisă un picuț. Din asta mai am ceva. Deci asta este Rum Punch. Vedeți? Este un pic mai roșiatică și un pic mai închisă decât Beach Babe. Iar aici avem nuanța Pink Lemonade. Asta este cea mai deschisă și cea mai puțin folosită de mine, pentru că este foarte deschisă. Vedeți? Au început să nu mai placă nuanțele așa deschise. Vedeți? E cea mai deschisă din gașcă, ca să spun așa. Rujurile astea de la Tarte le găsiți pe QVC UK, dacă nu mă înșel. Și din România este cam greu să le comandați, pentru că trebuie să le luați numai din America, de pe site-ul lor. Eu am fost mulțumită de ele până în punctul în care am strâns prea multe rujuri și n-am mai pus mâna pe ele, nu m-am mai dus să le iau, să le mai folosesc. Așa că o să-mi iau rămas bun de la ele și o să plece din colecția mea de make-up. Dacă vă întrebați ce fac cu aceste rujuri pe care eu le scot sau mai bine zile le-am scos din colecția mea de make-up, unele din ele care sunt foarte puțin folosite, o să le vând mai departe la un preț mult mai mic decât am dat eu pe ele, asta este evident. Rujurile care sunt aproape terminate o să le arunc, nu o să le mai dau la nimeni pentru că nu are rost, iar rujurile care eu consider că nu sunt bune o să le arunc de asemenea, mai ales dacă sunt folosite de către mine, pentru că nu mi se pare normal și igienic să le dau la alte persoane. Avem aici două rujuri de la Juvia's Place. Aceste rujuri le-am cumpărat recent de pe Beauty Bay. A fost o reducere ceva de genul. Am dat cam 12 lire pe amândouă, deci nu regret așa tare, nu e ca și cum aș fi plătit 18 lire pe unul. Sunt rujuri care m-au dezamăgit mult la capitolul calitate, pentru că nu sunt mulțumită de ele absolut deloc. La mine cel puțin nu merg, eu nu spun că nu sunt bune la toată lumea, evident, dar eu în momentul în care le fac swatch pe mână, stau o jumătate de oră, 20 de minute, 40 de minute și începe să-mi dispară din culoare. Plus că în momentul când le scos de aici, nu au chestie din aia opritoare și iese foarte mult produs pe asta, pe aplicator. Deci foarte mult. Sunt nuanțele pigmentate. Vedeți? Foarte pigmentate, dar nu rezistă. La mine asta este cea mai mare problemă și mai ales la asta negru. Faptul că este foarte mult produs din tubuleț de aici nu este niciun plus, ba din contră este un minus. Se vedeți cât de pigmentat e așa la început. Eu când am dat și am făcut swatch cu el, am rămas impresionată în sensul că wow, e foarte bun. Eu de obicei mă dau cu rujuri mai vampy de genul și am zis îmi place. Le-am pus pe buze. După care la o jumătate de oră am observat că începea să-l lipsească, adică prin mijloc pe aici dispărea din culoare, pe la margine dispărea din culoare, deci pur și simplu începeau să dispară efectiv de pe buze și mie nu mi-a plăcut lucrul ăsta, așa că am decis să le scot din colecția mea de make-up. Mie nu-mi place formula rujurilor de la Juvia's Place, fardurile le iubesc, au o formulă extraordinară la farduri, însă rujurile pe mine m-au dezamăgit. Dacă cumva vă interesează, nuanța neagră este nuanța Dudu, iar pasărea Dudu, iar nuanța portocalie se numește Soil. Amândouă sunt mate. Păcat, au o pigmentare extraordinară, dar nu rezistă pe buze. Începe să dispară așa din pigmentare. Fading, cum mai spune în engleză. Deci, nu. Avem aici și trei produse de la Huda Beauty. Am un mini lip strop, un ruj lichid mat în nuanța Muse, dacă nu mă înșel, și un lip strop.
Niciunul din aceste trei produse nu a fost folosit de mine mai mult de 3 ori. Asta l-am primit recent de la Cult Beauty, deci cred că o singură dată m-am dat cu el și nu mi-a plăcut absolut deloc, pentru că este hidratant într-adevăr, dar îmi lasă particule de sclipici pe buze, ceea ce mie nu-mi place, deci nu suport. Sclipiciul ăla mi s-a împrăștiat și pe lângă buze și în sus spre nas. Poate am mâncat cu el pe buze sau pur și simplu când l-am îndepărtat, când m-am demachiat de el, deci nu-mi place lucrul ăsta absolut deloc. Este nuanța Shameless. Este o nuanță frumoasă, este o nuanță cu mulți sclipici, vedeți? Eu nu port așa ceva în fiecare zi, deci nu. Sclipiciul este frumos, însă mă deranjează că iese de acolo practic, se transferă și pe lângă buze și nu-mi place deloc. Ăsta de aici niciodată nu m-am dat cu el, deci absolut niciodată. Numai swatch i-am făcut și atât. Este nuanța Ritzy, mă rog. Ăsta este auriu. Mie lip stroburile de la Huda Beauty nu-mi plac pentru că sunt prea pigmentate. Deci eu nu mă văd cu un auriu de genul dată pe buze, în niciun caz. Și rujul în nuanța Muse, deci îl dau eu pentru că nu l-am folosit nici de 3 ori, pentru că nu mi se potrivește culoarea. Nuanța asta de genul Movalie, mie nu-mi stă bine cu ea, cel puțin din punctul meu de vedere. Am păstrat nuanța Medusa, care este un pic mai rece decât ăsta mai spre gri, aia îmi place, dar ăsta Movalie așa mai cald, pe mine nu mă face să arăt bine în ochii mei, cel puțin nu-mi place nuanța asta de ruj. Eu nu spun că nu sunt bune, pur și simplu mie nu mi se potrivesc. Rujurile de la Huda Beauty am acolo deasupra rujurilor de la MAC. Numai rujuri Huda Beauty lichide, deci sunt preferatele mele ca formulă, ca rezistență, absolut tot ce vrei, însă nuanța asta Muse nu este chiar pe placul meu și de asta o să plece din colecția mea de make-up. Stroburile au o formulă mai groasă față de cum este cel de la Fenty Beauty, de exemplu, asta e o formulă tare groasă, se așează pe piele, nu știu dacă se vede așa, dar este un strat gros, iar pe buze mie nu-mi place lucrul ăsta, plus că sunt prea pigmentate și prea metalice pentru gusturile mele, deci bye bye și Huda Beauty. Avem aici două rujuri de la Too Faced. Too Faced a început să scadă din lista mea de firme preferate de make-up și produsele pe care le scot. Nu este ăsta motivul pentru care eu scot aceste rujuri din colecția mea de make-up, ci pur și simplu pentru că nu le-am folosit niciodată. Cel mov l-am primit într-o cutie cohorted, dacă nu mă înșel, iar acesta l-am cumpărat de la TK Maxx. Nuanțele vi le spun imediat. Melted Coral se numește asta coral. Chiar este culoarea anului 2019. Iar asta este nuanța, că abia văd, Melted Villain. Se vede aici. Este roz de Dominic, de asta arată în halul ăsta. Și acestea nu o să le dau la nimeni absolut. Nu o să le vând, nu o să le dăruiesc, pentru că în momentul în care le-am făcut swatch și le-am aplicat pe buze ca să văd cum arată, însă nu le-am purtat. De asta zic eu că nu m-am dat niciodată cu ele. Nu le-am purtat să zic că rămâne pe buze la mine. Le-am aplicat pe buze și le-am șters, atât. Au burețelul ăsta îmbibat cu produs. Și sincer eu nu aș cumpăra așa ceva și am găsit destule așa în TK Maxx, adică lumea care este un pic needucată le-a desfăcut, a apăsat pe borcanel, și le-a făcut swatch pe mână, ceea ce mie nu-mi place lucrul ăsta. Ca formulă mi-au plăcut în momentul în care le-am aplicat să le testez și atât, deci am spus nu le-am lăsat pe buze să rămân ca și cum aș rămâne cu un ruj normal și aș pleca la plimbare și m-aș întoarce și văd rezistența și mă rog. Nu pot să vă spun nimic legat de rezistența lor, dar miros drăguț. Miros a fructe, miros a bombonici. Și au o pigmentare extraordinară, deci sunt foarte, foarte pigmentate. Probabil dacă aș avea alte nuanțe, m-aș da cu ele mai des, dar ăsta este foarte închis, Melted Villain, mov-ul ăsta închis. Iar nuanța asta coral, eu o văd mai mult vara, adică nu mă văd dată cu ea acum pe timp de iarnă. Este o nuanță destul de vibrantă, destul de așa, aprinsă și nu sunt pentru mine, deci și ele o să plece din colecția mea de make-up, dar, repet, probabil dacă aș avea alte nuanțe, m-aș da cu ele mai des, pentru că formula mi-a plăcut. Am uitat să fac swatch la ele. Ok. Uite, aici este puțin ieșit în burețelul ăsta. Asta este nuanța Melted Villain. Deci aproape neagră. Și miroase divin, miroase gem, miroase ceva dulce, nu știu. Iar asta este, cum îi zice, Melted Coral. Coral. Vedeți cât de pigmentate sunt? Deci o formulă extraordinară, mie mi-a plăcut, dar uite, am să caut pe internet mai multe swatch-uri la alte nuanțe și am să cumpăr pentru că îmi plac mult cum sunt ca textură, cum sunt ca, nu știu, pigment și ca luciu. N-aș putea purta orice culoare de ruj lucioasă. Nu știu, la mine nu merge, poate alte persoane, da, însă la mine merge un nude lucios, un rozaliu deschis, nu genul ăsta de coral. Sunt culori foarte drăguțe, însă pentru mine nu. Avem aici 4 rujuri mate, lichide, de la Ofra. De ce le scot din colecția mea de make-up? Atâta timp cât m-am lăudat că Ofra are una din formulele mele preferate de rujuri lichide, este pentru că sunt vechi. În primul rând, mi se pare că miros un pic ciudat față de primul pe care l-am cumpărat, să zic eu, prima dată. Cei de la Ofra au modificat ambalajul rujurilor, acesta este ambalajul vechi, acum am ambalajul pătrat,
Deci, cu siguranță, astea sunt mai vechi decât l-aș fi cumpărat-o de pe site de la Ofra, pentru că le-am luat de pe Beauty Bay. Nu mai am încredere în calitatea lor, pentru că, v-am zis, eu am impresia că sunt vechi din cauza asta și m-am dat cu unul pe buze, mi s-a părut că dispărea pur și simplu, ceea ce nu mi s-a întâmplat la început. Deci, cu siguranță, s-a întâmplat ceva cu vechimea lor, ca să zic așa. O să vă arăt nuanțele pe care le am aici și cu siguranță o să recumpăr din ele, pentru că mi-au plăcut foarte mult. Astea două de aici, nude, nu știu ce să zic, pentru că rujuri nude mai am o grămadă. Nuanța Santa Ana, care este asta de aici, și Miami Fever, în colaborare cu Kathleen Lights, mi-au plăcut foarte mult. Aici, ca rujuri nude, am Bel Air și Aries, în colaborare cu Manny MUA, pe care eu nu-l mai urmăresc, apropo, dar nu intrăm în subiectul ăsta. Ăsta este pe care l-am deschis, Bel Air. Deci, formula Ofra de rujuri lichide este superbă. Numai că ăsta am zis, am impresia că sunt un pic vechi, având și ambalajul vechi și așa mai departe, dar eu vă recomand formula asta de rujuri lichide, pentru că este ușoară, se transferă, deci este o formulă transferabilă dacă atingi un pahar, dacă pui pe cineva sau asta, însă sunt foarte confortabile pe buze și rezistă timp îndelungat. Asta în momentul în care le cumperi noi și probabil nu le ții mai mult de 2 ani, nu știu ce să zic. Asta este nuanța Aries, în colaborare cu Manny MUA. Este mai coral decât Bel Air de acolo, aceea e mai movalie. Miami Fever este o nuanță superbă de toamnă. Chiar cei de la Ofra mi-au dat mesaj în momentul în care i-am etichetat pe story purtând rujul ăsta de la Kathleen Lights. Mi-au spus că îmi vine foarte bine, că îmi stă foarte bine cu el. Este o nuanță perfectă pentru toamnă și nu numai. Este un portocaliu, orange, ceva de genul. Iar nuanța Santa Ana este superbă. Este un roșu, dar roșu vișiniu mai deschis, mai nu știu cum să-l descriu. Iubesc nuanța asta de ruj, deci o iubesc. Uite ce drăguțe. O să le dau pe astea din colecția mea de make-up, le arunc direct. Am spus, nu le mai dau la nimeni, pentru că am impresia că au trecut de termenul de expirare. Însă din nuanțele astea, cel puțin astea două de aici, cu siguranță o să le recumpăr în ambalajul nou, în momentul în care Beauty Bay o să aducă ambalajul nou de la Ofra, ca rujuri lichide. Și o să le folosesc cu mare drag, pentru că Ofra are una din formulele mele preferate de rujuri lichide din toată lumea. Deci au o formulă superbă. Avem aici 5 rujuri de la MAC. Da, a venit momentul să fac curățenie și în rujurile de la MAC. Am clipuleț cu colecția mea de rujuri MAC, cu swatch-uri pe mână, cu swatch-uri pe buze, cu descrierea formulelor de la MAC Cosmetics a rujurilor și a cam venit momentul să fac curățenie acolo, pentru că aveam anumite nuanțe pe care nu le foloseam deloc. Deci absolut deloc, poate o dată sau de două ori cel mult, și stăteau acolo pur și simplu din ambiția de, wow, eu am colecție de rujuri MAC Cosmetics și trebuie să le țin pe toate acolo pentru că am dat bani pe ele. Ei bine, nu. De acum încolo nu se va mai întâmpla lucrul ăsta, pentru că am grijă să cumpăr numai ce folosesc și atât și numai pe ce știu că pun mâna. Iar acum nuanțele astea le-am scos din colecția mea de make-up, unele sunt prea mult folosite și consider eu că au cam ajuns la data de expirare și altele sunt nuanțe pe care nu le port absolut deloc. Rujurile astea nu o să le dau la nimeni și nici nu o să le vând, pentru că o să le duc înapoi la MAC, back to MAC, ceva de genul ăsta, ca să-mi aleg un ruj nou și o să am grijă ca rujul ăla să fie într-o nuanță pe care o folosesc. Mai am destule rămase acolo ca rujuri MAC, deci le iubesc, nu mă înțelegeți greșit, însă astea chiar nu le folosesc niciodată. Rujul ăsta de aici este nuanța Sushi Kiss, este o nuanță frumoasă de coral portocaliu, a fost în ambalaj de ediție limitată cu trolls, când au apărut desenele cu trolls, știți? Și apropo, chiar vă recomand desenele alea să le vedeți, pentru că au așa un mesaj destul de fain. Cam așa arată nuanța Sushi Kiss. Deci, ia uitați-vă, e aproape întreg rujul. Cred că o singură dată m-am dat cu el în România, hai maxim de două ori și atât. Așa, arată nuanța Sushi Kiss, e foarte drăguță, însă eu nu-l folosesc niciodată și este în finisajul satin. Este o nuanță superbă, dar de la mine va pleca, pentru că eu nu-l folosesc. Mai am aici o nuanță pe care iar nu o folosesc, m-am dat o dată sau de două ori cu ea. Este în ambalaj ediție limitată și este nuanța Heroin. Este o nuanță foarte drăguță, vedeți după capac. Dar la fel, ia uite, e aproape rujul întreg. Nu o folosesc, mai am o nuanță de mov, mult mai închisă decât asta și mai rece, cea de la Kat Von D în nuanța Roxy. Și ăsta e deschis față de Roxy de la Kat Von D, deci îl prefer pe ăla. Ăsta o să meargă înapoi la MAC, pentru că nu l-am folosit, am zis, decât o dată sau de două ori. Și ăsta este în finisajul mat. Toate că lucește un picuț, se usucă pe buze mat. Nu usucă buzele, este destul de ok de purtat, însă nu, nuanța nu o folosesc. Avem aici Cream Cup în finisajul Cream și de la MAC. Ăsta e aproape terminat. Cam atât mai am din Cream Cup. Și nu aș mai cumpăra rujuri în finisajul ăsta, care am zis, Cream Sheen, pentru că nu-mi place, mi se par prea lipicioase, vedeți cât de lucios este?
Este ca și cum te-ai dat cu un lunciu de buze, cam așa. Asta este nuanța Cream Cup, este un nude, dar rozaleu, foarte, foarte deschis. Aici avem rujul mat în nuanța Velvet Teddy. Probabil pare surprinzător pentru unii din voi, însă da. Velvet Teddy l-am folosit foarte mult timp. Velvet Teddy este de mult la mine, vedeți? S-a șters aici semnul MAC, nu se mai vede pentru că l-am folosit, deci vedeți cât e de coborât. Este o nuanță drăguță, însă eu nu prea mai por nuanțe de genul. Nuanța maro roșie, adică este foarte drăguță. Deci un nude extrem de drăguț, dar la câte rujuri am strâns eu până acum, sincer, mi-am găsit alte preferate în nuanțe asemănătoare și de asta o să renunț la Velvet Teddy. Iar aici avem crem de nude, dacă nu mă înșel, da, este și asta în ambalaj ediție limitată. Crem de nude l-am folosit destul de mult, însă pentru gusturile mele de acum a devenit prea deschis. Chiar și în momentul când îi fac swatch este ca un fountain. Atât e de deschis. Deci foarte, foarte deschis. Până și cream cup-ul, vedeți, pare acum mai închis decât crem de nude. Este ca un anticearcăn, ca un fond de ten și eu nu mai caut așa ceva. Mi se par totuși prea deschise pentru mine. Iar astea sunt rujurile toate de la MAC care o să meargă înapoi la ei. Și ei au programul Back to MAC, mi se pare drăguț. Înapoi 6 ambalaje de produse folosite și mai am unul de la spray-ul Fix Plus, deci am 6 ambalaje MAC. Le trimit înapoi și ei îmi oferă varianta să-mi aleg un ruj gratuit din orice colecție mi-aș dori eu. Mi se pare că în afară de alea Viva Glam, dar nu mai contează, o să caut foarte bine și o să am grijă să-mi aleg o nuanță pe care într-adevăr o folosesc și pe care pun mâna. Am păstrat acolo tot ce mai folosesc de la MAC Cosmetics și îmi lăsați jos în comentarii dacă vreți să fac clipuleț și cu ce rujuri am păstrat în colecția mea de make-up și swatch-uri și o să fac și lucrul acesta. Momentan de la astea mi-a rămas bun de la MAC și vă recomand, rujurile lor sunt bune, însă nuanțele astea eu nu le mai folosesc. Aici avem două produse de la NARS Cosmetics. Pe niciunul din astea nu le-am mai folosit de mult timp și din câte m-am uitat eu așa la ele ieri când am făcut curățenie, am zis nu. Și cu siguranță nu o să mai pun mâna pe ele curând, așa că mai bine pleacă din colecția mea de make-up. Ăsta este un creion de la NARS, este nuanța Pussy Control. Da, un nume destul de sexy, nu știu cum să-i spun. Velvet Matte Lip Pencil. Este un creion care are formula unui ruj normal. Asta este. Pussy Control este o nuanță tare drăguță de mov. Eu tind spre nuanțele astea. Însă am alte rujuri acum care seamănă cu ăsta, cel puțin Roxy de la Kat Von D este asemănător. Mai am unul Movaliu de la Huda Beauty, de fapt două. Este nuanța Medusa și acela nou din Demi Matte. Nu știu cum se numește, în momentul ăsta nu vine. Provocateur, ceva de genul. Deci mai am rujuri cu subtonuri move. Nu am mai pus mâna de mult pe el. Este un creion care se ascute. Deci se ascute până aici jos, cred. Am folosit cam atât din el. Atât a fost de mult și mi-au rămas bun pentru că, v-am zis, n-am mai pus mâna pe el de mult să-l folosesc și nu are rost să mai stea degeaba în colecția mea de make-up. Și mai am aici un lunciu de buze, nuanța Orgasm. Deci, după cum vedeți, cei de la NARS au un talent extraordinar de a pune nume din astea sexuale la produsele de make-up. Lunciu de buze, nuanța Orgasm, este un portocaliu cu reflexie aurii, cel puțin așa îl văd eu. Rozalii, aurii, portocalii, nu știu să le scriu. Are o formulă foarte drăguță, nu are niciun miros, hidratează buzele, nu se simt particulele de sclipici, însă eu am prea multe lucruri de buze, sertarul de acolo de sus este plin de lucruri de buze și nu-l mai țin degeaba pentru că nu l-am folosit de mult, pun mâna și tind spre alte lucruri de buze, alte formule de la alte firme, așa că acesta o să plece din colecția mea de make-up, cred că de maxim 5 ori l-am folosit, e aproape întreg, mie nu mai plac, nu mai pun mâna să le folosesc și de asta le scot din colecția mea. Un creion de buze am aici de la Maybelline în colaborare cu Gigi Hadid. Asta este nuanța, este cam greu de găsit, nu mai țin minte unde scrie, aici, McCall. Este nuanța McCall, este o nuanță foarte deschisă, însă mi se pare că nu este rezistent deloc. Deci dacă eu dau așa cu ăsta și mai dau lângă cu cel de la Huda Beauty, cu unul din creioanele ei, ăla nu se șterge dacă întind, ci acesta dispare imediat și o să vă arăt. Gata, începe să dispară. Și aceasta mi indică mie pe buze că nu este rezistent ca un contur de buze, ca un creion de buze și le prefer pe cele de la Huda Beauty, cred că sunt singurele pe care le-am păstrat și singurele care îmi plac. Folosesc eu foarte des contururi de buze, însă în momentul în care folosesc și mă dau cu un creion contur de buze, le prefer pe cele de la Huda Beauty, sunt mult mai bune. Ăsta nu este deloc rezistent, a fost ieftin într-adevăr, dar da, nu. În ultimul rând a rămas rujul de la Jeffree Star. Probabil sunteți mirați, pentru că este, cred că ultimul pe care l-am cumpărat din tot ce v-am arătat aici, că am scos din colecția mea de make-up. L-am cumpărat recent, nici o lună nu are de când este la mine și o singură dată m-am dat cu el și am zis nu. Celălalt pe care l-am cumpărat în nuanța Can't Relate este acolo, este primul. Și îmi place foarte mult formula, deci nu mă înțelegeți greșit, ambalajul e superb, însă nu îl țin la mine degeaba știind că nu îl folosesc. Este nuanța, dacă pot să văd eu, Hi, How Are You?
și face parte din colecția nouă de Crăciun de la Jeffree Star. Este un roșu foarte drăguț, un roșu vișiniu, dar ce mă deranjează pe mine la el este că are particule de sclipici, iar mie asta nu-mi place. Unde se fac sclipici? Aici. Chiar am o poză cu rujul ăsta pe buze și am fost super entuziasmată când m-am dat cu el. M-am dat cu el, l-am aplicat și după aia am mâncat și mi-a rezistat foarte mult pe buze, nu s-a întins. Deci ca formulă este superb, însă în momentul în care se usucă, îi apar particule de sclipici deasupra, iar mie lucrul ăsta nu-mi place. Eu în momentul în care mă dau cu un ruj roșu, vreau să fie cât mai mat, vreau să fie cât mai serios. Ca ruj roșu, nu cu sclipici, nu cu nebunii din astea, așa că din cauza asta o să plece din colecția mea de make-up și pe acesta o să-l vând, cu siguranță, pentru că nu l-am folosit nici de două ori, absolut, și este nou, este din colecția nouă. Mi-a rămas bun de la el, însă vă recomand rujurile de la Jeffree Star, cele normale, cel puțin fără sclipici, pentru gusturile mele, pentru că mi-mi place foarte mult, am spus. Nuanța Can't Relate, care este acolo, este una din preferatele mele, ca nuanță nude și ca formulă și ca tot ce vreți voi. Sunt superbe, dar nuanța asta nu este pentru mine din cauza sclipiciului. E bine, dragilor, cam acesta a fost clipulețul de astăzi. V-am arătat rujurile pe care le-am scos din colecția mea de make-up. Am rămas aici cu niște rujuri de la MAC Cosmetics. În spate avem rujurile Huda Beauty și cele de mimate și cele normale. Mai avem aici un ruj de la Urban Decay, Charlotte Tilbury și unul de la Victoria Beckham în colaborare cu Estée Lauder, Anastasia Beverly Hills rujurile mate și cele de la Jennifer Lopez în colaborare cu Inglot. Aici sus avem numai lucruri de buze, deci toate numai lucruri de buze. Și jos avem rujurile care mi-au rămas lichide, câteva, Dose of Colors, Jeffree Star și ce rujuri batoane mai am, câteva de la MAC, 3 acolo, cel de la Kat Von D, nuanța Roxy și unul de la Urban Decay. Și să nu uităm de cel de acolo, mărețul de la Pat McGrath în nuanța Donatella. Dacă vă doriți să fac un clipuleț în care să vă arăt ce am păstrat în colecția mea de make-up cu tot cu swatch-uri, lăsați-mi jos în comentarii și o să-l fac în curând. Okay, clipulețul de astăzi, sper că v-a plăcut și aștept feedback-ul vostru în ce privește rujurile păstrate de mine, dacă vă doriți să vi le arăt și pe alea sau nu. Dacă v-a plăcut clipulețul, nu uitați să-i dați un like, nu uitați să vă abonați pe canalul meu dacă nu ați făcut-o deja, v-am pupăcit și ne vedem clipulețul următor. Pa, pa!